Ai făcut pârți în preajma unei fete vreodată? Ai fi împreună cu o fană de-a ta? Da. Salut, șacalilor, ce faceți? O, dar haide, de ce ți este rușine? Te rog frumos, nu te descălța. Veniți să intrați, încălțați, că la mine oricum e mizerie. Și așa, băiat singur, ce să fac? Ții și ordine cât pot. Până la urmă, prieteni, știți cum e. Nu curățenia am dat de mâncare, așa că să ne gândim o leacă. Ok, hai să vă zic sincer, n-am mai făcut chestia asta de vreo 4-5 ani sau ceva în genul, pentru că, na, mi se pare pueril să faci chiereiuri. Dar iată-ne aici, fără idei din nou, astăzi facem. Promit să fiu cât pot de sincer și după ce răspunde la întrebări, o să vă invit în dormitorul meu. O să mă duc să închid dușa pentru că e un pic ciudat. Mamă, ce cringe-i să port un tricou larg. Efectiv urăsc să port tricouri largi. Îmi place să port doar bluze largi. În schimb, tricouri largi, nu știu, te fac așa micuț, bă. Și eu totuși, uite, că știi, dar na, nu mai zic nimic, ce să zic. Când te-o bătut frac tu ultima dată, sincer? Întrebarea asta venind de la prostul de frate, bineînțeles. Efectiv o să fiu foarte sincer și nu știu dacă șoarecul mi-a dat bătaie vreodată, pentru că eu am fost mereu cine trebuie în familia asta. Aveam eu o chestie cu fratele meu. Când ori ne mai enervam și-l ciocăneam, știi? Dădeam ciocanul, știi? Ciocanul lutor, știi? Și se enerva și el și voia să riposteze, știi? Și nervii lui zicea: mamă, că dacă îți dau una și eu acum, știi ce ziceam eu? Ziceam: bine, dăm, hai, dăm, fii atent. Fii atent, știi cum facem? Te las să-mi dai una, ratatule, uite așa stau și-mi dai una cât poți tu de tare, cu toată forța ta, îmi dai cu ciocan, cu pun, cu ce vrei tu. Dar, ratatule, dacă cumva mă ridic din morți, dacă dă Dumnezeu, dacă ferească Dumnezeu, mă ridic de acolo de jos cu capul spart, cu ce-o fi aproape mort, bă, te bat, nu că te bat, îți fac eu înmormântarea, ne-am înțeles? Cei care n-au frați și surori, wow, ce tare ar fi să am o surioară sau un frățior, minunat ăștia cu frați. Cum ai început să faci sport? Prin prieteni sau ceva de genul? Nu, fraților, pur și simplu, pe la vreo 4 ani, ceva în genul 4-5 ani, mă dau la karate, frate, ca să știi fiul sus apere. Și drept dovadă, uitați-mă aici, Tan Crusesc, ce să mai. Care e celebrity crush-ul tău? Bă, bă. Nu cred că îmi vine altcineva în minte, pentru că probabil nu este, dar încă este Selena Gomez, gen celebrity crush-ul meu, da, este Selena Gomez. Bine, neapărat cum arată acum, na, pentru că, na, dar cum arăta o leacă mai înainte, efectiv crush-ul vieții mele. Ultima dată când ai mâncat sănătos, efectiv, acum 20 de minute, da. Te-a aruncat vreodată fratele pe geam? Bă, nu l-aș arunca, dar noi cum am stat la parter am sărit foarte mult pe geam și am intrat pe geam, așa că... Da, nu mai e nevoie să-l arunc eu, că sar el. Mai ai mânuța de scărpinat pe spate? Wow, ce întrebare frumoasă! Și pentru că ai pus o întrebare frumoasă, ia dă să-ți scărpin eu pe spate. Hai, drăguțule, întoarce spatele. Așa, e bine? Mai la stânga? De ce ai o bubă plină de puroi acolo? Bleax! Câte prieteni ai avut până acum? Dacă te referi la iubite, 3. Și dacă te referi la fete, foarte multe. Dar acum nu mai am niciuna nici alta. Ai vrea să ai o familie în viitor apropiat? Nu! Păi cine mai postează vloguri în viitor apropiat dacă eu să am o familie? Nick Junior, ascultă-l pe Tactu! Bă, dar mă, mătii, de ce nu-l asculti pe Tactu? Păi ți-am zis așa, te piscau, nu-l lași să filmează reacții! Mă, chil prost, mă faci de râs! Păi termină cu plângarea ala, că avem de filmat și pe ăla de gaming! Salut, bă, șacali! Salut, bă, șacalilor! Ce faceți? Astăzi, ei frumoșilor, o să facem o reacție... Hai, mă, tati, mă, tati. O să facem o super reacție, nu uitați să lăsați un like. Hai, mă, tati. Reacții cu copchilul. Bă, nu, deci nu, ca să răspund așa, efectiv, nu, mie mi se pare, eu personal, puteți mă faceți nebun sau așa, dar eu aș vrea pe la 35 de ani. Asta e, ăsta și eu. Ai fi împreună cu o fană de-a ta? Bă, nu, nu, efectiv, mi-aș lua o tailandeză. Adică cineva care să nu mă cunoască, să nu știe nimeni de mine. Câți cai are cazanul tău? Râșnița mea din mașină. Păduchioasa mea de mașină, golful ăla, putrezăciunea, roaba aia de mașină, coașca aia de mașină, câți ai? Are 105. Și să știți că pornește mai greu pentru că sunt mulți cai de trezit. Vreți să vă zic ce am aflat chiar azi, adică dimineață când am fost la sală? Ieri când am fost la sală, nu știu, mi-am parcat mașina și ori m-am grăbit, ori nu știu ce s-a întâmplat, ori pur și simplu nu mai merge frâna de mână. Am parcat mașina, am tras frâna de mână, m-am dus la antrenament și mă întreabă azântip în sală: auzi, Bacău 28, să ne capai mașina ta? Zic, da, frate, ce s-a întâmplat? Ai văzut cum ai parcat? Cum a parcat, frate meu? Bosule, s-a dus mașina mea direct în mașina lui. Adică, ca să înțelegeți, cred că nu mai ține frâna de mână, altfel nu pot să-mi explic. S-a dus sărac așa, ușor, pentru că, na, căluții dormeau și nu a avut cine să o împingă. Dar, totuși, i-am atins mașina omului fără să vreau. L-ai bătut vreodată așa de rău pe Denis încât să înceapă să plângă? Bă, plângea când era mai șoarec, nu știu că i-am luat eu la un dat mâna și i-am pus-o aici la spate și îl țineam cu capul jos, că nu știu, m-a enervat pur și simplu și cred că i-am tras mâna prea tare și... Cred că atunci au plâns ultima oară. Odată la mai nu l-a mai văzut foarte tare, dar mai v-am mai povestit eu când, nu știu, mi-a băgat, nu știu ce. Mi-a dat cu conserva, fraților, de
pateu ca să vezi ce prost e. Ca să vedeți ce prost e, frate. Mi-a dat conserva de la pateu, nu știu cum, în mână așa și am zis: "Bă, Denis, doar ești prost?" Și mi-a mai dat, frate, cu o conservă. Și a zis: "Bă, Denis, doar ești handicapat, nu mai da." Bă, frate, și mai vine handicapatul, el da, ce amuzant. Bă, și îmi dădea cu aia de la conservă, știți? Și bă, și mi-a dat tare. Și am zis: "Deci dacă mai dai o dată în momentul ăsta, te bagi de caș pe tine." A, exact asta am zis, scuze de vocabular. Și știți ce a făcut prostul? N-o să, efectiv, n-o să ghiciți ce a făcut. Mi-a mai dat una. Ca să vedeți. Prostul, prost. În momentul ăla am văzut negru în fața ochilor. Bă, i-a dat un picior, gen efectiv i-am dat așa un picior în abdomen sau în piept, unde l-am prins, frate. Bă, s-a dus omul meu așa în spate. Bă, și cu slow motion am văzut așa tot, bă, toate lucrurile care se puteau întâmpla, bă, și exact în secunda aia când l-a dat, am regretat, bă. Mamă, s-a dus peste aragaz așa, frate, și-a căzut peste aragaz, frate, și era să dea cu capul, era să... Nu știu cum a căzut. Bă, era să l-om orice să mai... De ce dai? Păi nu mai da, dacă eu ți-am zis să nu mai dai, nu mai da, ce ești prost. Ți-a plăcut vreodată de o profă? Da, de latină. Dar nu știam latină, știam doar sursum corda, care nici acum nu știu ce înseamnă și nu știu dacă e latină, dar așa mi-amintesc eu. Ai iubită? Ce iubită să mai am, fraților? Nu mai am nicio iubită, nu mai am. Uitați-vă leac la mine, ce să mai au? Cu aceeași mânățucă care mă scarpin la călcâi, mă scarpin și în cap, și pe frunte, și pe ochi. N-am. Vai, sunt niște întrebări pe aici, dar nu... Nu pot să le pun, legit nu pot. Ai făcut vreodată pipi pe tine? Fraților, când m-am chișat eu pe mine, nu cred că s-o chișat nimeni. O să, după cum am zis, cel mai sincer Q&A, odată la un moment dat, când oarecum, nu știu, mă fugărea, să zic, nu știu, era mai mic, s-a deranjat un moșneag la, nu știu, un nebun de ăsta, știi? Adică pur și simplu n-a, ne jucam în fața blocului și a ieșit prostul prin spate și eu nu l-am văzut. Mort să mai mult, că dacă îl prind acum, îi sap eu mormântul. A venit moșneagul prin spatele meu, orță goz, bă, de ăla de mai avea panoramă de moșneag. M-a prins și m-a strâns așa. Aveam, cum aveam cheii la gât, că generația cheii la gât. Bă, m-a prins prostul așa și mă ținea așa de gâști și m-a ridicat așa și mă durea. Și țipa foarte tare la mine și m-am pișat pe mine. Pur și simplu m-am pișat pe mine. Am dat efectiv mare achișare. Dar dacă o să-l prind acum, îl bat și pe nepotul pentru a... Deci dacă nepotul ăla, dacă cumva știi întâmplarea și vezi videoclipul ăsta, te prind și te bat, ca să știi. Ai avut o iubită sau iubit? Poftim? Ai înjurat vreodată de față cu mama ta? Ba, acum că am mai crescut, îmi permit să mai vorbesc mai așa, lângă mama, știi? Pentru că, na, te pup, mamă, că o să uite la clipul ăsta. Pentru că am crescut, am aproape 22 de ani, până la urmă ce poate să-mi facă? Da, din nefericire m-am mai prins mama când am vorbit urât și a fost foarte dezamăgită și foarte supărată. Cum? Acesta nu este fiul meu. Ai vrea să te lași de vloguri? Nu. Și dacă mă las de vloguri, mă apuc de stand-up sau ceva, nu știu, mă găsesc eu, pentru că eu vreau să râd cu oamenii. Ăsta e scopul meu. Fiecare are un scop. Eu vreau să fac, să te fac să râzi. Bine ai venit. Hai la mine în dormitor acum. Hai, după ce râdem un pic, mergem în dormitor. Te-ai uitat vreodată în telefonul fratelui tău? Bă, vă zic cât pot de sincer, nu. Și pur și simplu eu cu fratele meu avem parolele pe care putem să le vedem. Adică sunt salvate parolele noastre în calculatorul celuilalt și poate să apese pe butonul ăla de show, știi, password. Dar eu n-am apăsat niciodată la el și el nu cred că... Sper că nu a apăsat niciodată la mine. Adică, da, oricând, dar nu mă interesează. Ai vrut vreodată să spargi un geam de nervi? Am spart geam de nervi. La nervi, vă zic sincer, am dat cu pumnii în orice. Efectiv, în orice, în orice, în orice. Bă, nu sunt mândru de mine că sunt așa oarecum impulsiv, da? Sunt impulsiv. Pe cât pot fi de calm și amuzant, mă rog, amuzant. Am dat cu pumnii în pereți, am dat cu pumnii în toți copacii pe care i-am văzut. Hai că mă mai pe aici, bine că n-am dat în mașină și în calculator. În calculator, slavă cerului, când am dat. Bine că mă gândesc în ce să dau. Ai vrea să te muți la țară? Ăsta este scopul meu, pentru care efectiv lucrez și acolo să vreau să ajung. Deci vreau până la 30 de ani, dacă mă ajută Dumnezeu, bineînțeles. Eu visez să-mi fac o casă, frate, fix lângă pădure, frate. Adică nu cât mai aproape de pădure, știi? Să mă duc, frate, în pădure mereu. Nu știu, asta, efectiv, să am doi câini ai mei, doi ciobănești germani la care visez de mor. Și să merg, fraților, cu câinii mei în pădure, frate. Deci asta e, să am o casă lângă pădure. Acum sunt tânăr și trebuie să stau, că nu pot să mă mut acum la țară, dar da. Ai băut vreodată atât de mult încât nu mai știai unde ești sau ce faci? Fraților, dar v-am mai zis și știți asta și pentru oamenii care nu știți, eu nu am băut nimic în viața mea, legit, nu când am băut, nu am gustat nimic, efectiv, și când zic nimic, zic nimic, legit nimic, după cum vedeți, apă, fraților, de ceva timp numai apă, sucuri de nu știu cât timp n-am mai băut, nu, n-am băut nimic niciodată, n-am fumat niciodată. Ai plâns după vreo fată? Da, după toate. Ai luat steroizi ca să fii așa mare? Nu. Dar totuși mulțumesc de compliment. Ăsta cred că e cel mai drăguț lucru pe care poți să-l spui cuiva care vezi că lucrează la masă musculară. Ce faci în timpul liber? Să vă zic sincer, n-am mai avut timp liber de mult. Gen, chiar de mult. Efectiv, chiar n-am mai avut timp liber de mult. Gen, dacă aș avea niște timp liber doar de relaxare, cred că pur și simplu, nu știu, aș vrea să dau și eu un meci odată într-o seară singur, unde pot să stau
să mă liniștesc așa cu mine, gen, cred că asta e dorința mea, să dau un match, atât. Să ascult niște jazz, să-mi pornesc luminile așa, să fie, wow, relaxare, în sfârșit, o oră liberă. Ce te enervează cel mai mult la o persoană? Aroganța și superioritatea asta falsă, gen astea mă, nu că mă enervează, mă distrug ții, efectiv negru, frate. Deci când văd o persoană așa arogantă sau o persoană care vreodată să-mi vorbească mie de sus, efectiv se termină tot. Punem despre copilăria ta. Bă, uite, poate o să fac un video, dacă vreți să lăsați în comentarii, chiar așa. Uite, chiar azi dimineață, dacă mă credeți, m-am gândit cum ar fi să fac un fel de miniserie. Cum ar fi să-mi iau un prieten vechi, frate de-a meu, da? Și să am vreo 5, 6, 7 episoade, o serie așa, în care depănăm amintiri din copilărie, știi? Pentru că am mai mulți prieteni și cu toți aș depăna amintiri și aș face, v-ar plăcea, știi? Că efectiv mă gândeam, bă, sunt o grămadă, am făcut atâtea porcării. Uitați o întrebare foarte bună, cine te-a întrebat? Este o întrebare foarte bună. Pe bune, cine m-a întrebat? Ai făcut vreodată pipi în mare? Da, normal, cine n-a făcut? Îmi pare rău. Dar dacă vreodată ați fost cu mine la mare în aceeași perioadă, să știți că e foarte probabil să fi făcut baie și în pipiul meu. Adică printre atâta pipi din mare, ați făcut și în pipiul meu. De ce ai chelit? Bă, sincer, cred că poate și de la genetică, aia e, și că joacă și aia un rol important, dar eu aveam un păr foarte, foarte des. Cel mai mult de la stres. Deci și eu asta cred de la stres. Pentru că mie mi s-a dus într-un an foarte mult păr. Gen, efectiv mi-a căzut păr într-un an. Imposibil, adică cade mai treptat. Dar mie într-un an de stres mi s-a dus tot părul. Așa că fraților, să nu vă stresați ca să n-ajungeți ca neasnic. Ai de gând să-ți cumperi un animal de companie? Bă, de cumpărat nu aș cumpăra. Decât dacă mi-aș dori acei ciobănești germani care ar fi rasă pură, dar atunci aș da niște bani pe ei, așa. În schimb aș adopta, frate, și aș adopta o pisică de mor. Efectiv iubesc pisici. Bă, nu știu, mi-aș dori, frate, așa. Să vin aici și sare așa. Hai să filmăm împreună, știi ce aș mângâia așa. Care e serialul tău preferat? Cred că știți cu toții. Care mă urmăriți pe Instagram, că sunt disperat de Peaky fucking Blinders. Cât ai dat pe golf? O să zic foarte sincer că o costat la vremea lui 5.000 de euro. De ce crezi că ai avut așa puține relații? Pentru că sunt prost rău. Ai terminat facultatea? Nu. Din nefericire n-am reușit să o termin. Cum poți avea ta energie pozitivă? Băi, foarte simplu. De ce să ai energie negativă? Wow! Ai venit pe pământul ăsta să ai energie negativă? Acum nu vă gândiți că nu mă mai enervez, că eu mă enervez mereu, legit, v-am zis, sunt foarte impulsiv, mă enervez de mor, efectiv, din crapă capul. Dar am văzut că zicea cineva, urmăream o chestie, zice cineva că, bă, e ok să te enervezi, enervează-te, frate, dar 5 minute, ok? Gen, când vă enervați, lăsați-vă să vă enervați, dați-vă voi să vă enervați, dar nu mai mult de 5 minute. Pocniți din nervi, nebuniți, faci și vezi, dar 5 minute. După 5 minute, gata, revii la, știi, starea ta normală, pentru că nu merită mai mult de 5 minute. Știi engleză? Dacă da, traduce următoarele cuvinte. Big, cal, slow, masă, go, acum, drinks, mamă, să-mi bat picioarele, nu mai știu, woman, oale, scuze, poți doar o glumă, dar să nu, Doamne ferește, dacă scria boy, să ziceam, eu știu, proști sau ceva în genul, așa că a fost o glumă. Ai fost vreodată cu o fată, dar ai părăsit-o deoarece era prea urâtă? Nu? Cum s-a ajuns să fii cu cineva dacă e prea urât? Nu vezi până să fii cu el sau cu ea? Doamne. Ai făcut pârți în preajma unei fete vreodată? Normal. V-am zis că sunt sincer, în schimb la unele nu o să argumentez de ce te vreau să zic, dar da sau nu sau. Pentru că ar fi ciudat. Te simți cel mai cringe YouTuber? Sunt cringe, dar nu sunt cel mai cringe. Adică sunt cringe, dar nu sunt cel mai cringe, știi? Cred că toți suntem cringe în felul nostru și orice om care ar apărea vreodată în fața camerei este cringe, pentru că poți să găsești un cringe în orice. Fratele tău e foarte frumos. Mulțumesc de întrebare. Totuși îmi place că ai folosit like. V-am zis că like este este emoticonul meu preferat. Ai sărit vreodată pe geam să te vezi cu o gagică? Nu? Nu suntem în America aici, în seriale de alea de pe Netflix, nu? Bine, aș fi putut, practic, eram la parter, dar de ce să sar că mă vedeam mama, gen, săream și ziceam, hei, unde te duci? Mă duceam cu o gagică. Și de ce n-ai ieșit pe ușă? Nu știu, mai să par romantic. Turul la noua casă? Cam atât e noua casă. Acolo am calculatorul, acolo pică bucătărie și acolo e dormitorul pe care oarecum l-ați văzut. Da, și aici în fața mea e baia. Filmez cu ușa deschisă ca să vină lumina. Atât. Mai sunt foarte multe întrebări și probabil de când am făcut asta s-au mai adunat și mai multe întrebări, dar pur și simplu
mi-e foarte foame. Și vreau să o să mănânc, că mi-am gătit ceva bunuț și aș vrea să mănânc. Ce să zic, mă simt foarte ciudat și cringe în același timp că am făcut un Q&A. Mi se pare așa foarte vechi chestia asta, dar eu am talentul ăsta de a face clipuri, idei de clipuri care s-au făcut acum 5-6 ani așa. 3, 4, 5 ani, le aduc eu cumva. Mulțumesc totuși că mi-ați lăsat întrebări. Să mă, de fapt nu vă, dacă vreți să mă găsiți, îmi aveți toate linkurile în descriere, dacă vreți să mă urmăriți pe undeva. Și chiar azi am văzut un comentariu că zicea cineva că cea mai bună parte a clipului meu e când începe melodia aia, așa știi, la final. Ca să ajungem mai repede, ce să vă mai zic, bețapă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat!